cântăm. Hai să cântăm. Hai să ne distrăm, să ne jucăm. Vesela rău zi, vesela rău zi, hazuie-n toi, deci haideți cu noi. Țup, țup și mierlă, Moș Martin și Stejar. Rosie și prietenii ei. Spectacolul din grădină. Bună, Holly! Vrei să te joci cu noi? Nu, nu vreau să mă joc. Mai degrabă m-aș duce la circ. La circ? Da. Uite, în cartea mea scrie totul despre el. Scrie că circul e cel mai grozav spectacol din lume. Wow! Chiar pare distractiv, Holly. Deci v-am convins? Mă duceți la circ? Sigur, dacă vrei. Mulțumesc! Abia aștept să-i spun lui Moș Martin. Oh, Rosie, ce ai făcut? I-ai spus lui Holly că o vei duce la circ. Și? Și? Vezi vreun cort de circ? Nu, dar îl văd pe Stejar. Și de pe dealul lui, el poate vede unul. Nimic? Scuză-mă, Rosie, eu nu văd niciun cort. Ce-ți spuneam eu? Ce mă voi face? I-am promis lui Holly. Trebuie să o duc la circ. Cra? Circ? Ador circul! Sunt grozavă pe sârmă! Nu-i așa, Stejar? Păi, cum să-ți spun, ești cea mai grozavă mierlă din câte am văzut. Ei, acum să te văd pe tine. Mierlă, ești genială! Chiar sunt? Mi-ai dat o idee sclipitoare! De ce să caut un circ când putem ține noi unul chiar aici? Avem nevoie de un cort și de artiști, exact ca în cartea lui Holly. Bine, Stejar, să auzim din nou! Veniți! Veniți! Circul vine în orașul nostru! Vei fi cel mai bun prezentator! Mulțumesc, Rosie! Priviți! Priviți! Vedeți ce pot face! Wow! Știu și să jonglez! Perfect! Dar tu, Țup Țup! Eu voi fi omul de fier, desigur! Da, păi încă mai exersez! Bine! Cine mai e? Wow! Ești bine, mierlă? Bine, foarte bine. Sigur face parte din număr, să știi. Nu mai faceți pe clovnii. Bine spus, mierlă. Ghindele pot fi clovnii. Li se potrivește perfect. Haideți cu toții să facem cel mai bun spectacol din lume. Dar, Rosie, tu ce vei face la circ? Priviți! Mai repede! Moș Martin, Martinică, voi vedea un spectacol, un circ adevărat. Nu am auzit să vină vreun spectacol în grădină. Ești sigură, Holly? Sus! Sus! Da, așa a spus Rosie. Ce emoționant! Sus! Vor fi gimnaști, jongleri, oameni de fier și mulți alții. Iar unii vor dansa ca mine. Uite! Wow! Eu! Cred că amândurora ne-ar plăcea să dansăm. Da? Atunci haideți să vă învăț. Hula!
trucul e să rotești din șolduri așa. Da, e bine, într-un fel. Wow! Opa, scuze, Martinică. Nicio grijă, Moș Martin. Cred că ne trebuie mai mult spațiu. Oh, wow, e tare greu. Dă-mi voie mie. Oh, ești foarte puternic, Moș Martin. Puternic! Asta nu mă interesează. Vreau doar să dansez, atât. Bine, acum cred că ești pregătit să dansezi. Bine, acum să dansăm. Oh, nu merge. Ce se aude? Circului Rosie de pe dealul lui Stejar. Sunteți invitați cu toții. Mai ales Holly. Haide, Moș Martin. Și tu, Martinică. Circ! Veniți! Veniți! Bun venit la un spectacol de neuitat. Primul nostru număr, întâmpinați-l cu aplauze pe marele campion la fotbal și cel mai bun jongleur al tuturor timpurilor, pe Will! Bravo! Da! Ura! Ce ingenios a fost! Acum îl avem pe uimitorul, incredibilul om de fier, pe Țup Țup! Uhu! Da! Iepuraș! Mai departe, Stejar, adică prezentator, întoarce-te la mine mai târziu. O avem în continuare pe minunata, unica și grațioasa gimnastă, pe Rosie! Rosie e foarte pricepută, nu? Da, e uimitoare! Și acum urmează curajoasa, îndrăzneața, magnifica mierlă pe creanga de sus. Pe sârma de sus. Da, ai dreptate. Pe sârma de sus. Spectacolul nu s-a încheiat. Mai este omul de fier. Trebuie să ridic asta. Ajutor! Nicio grijă, Țup Țup, vin! Ești bine, Țup Țup? Se pare că totuși avem un om de fier. Tu ești Moș Martin. Dacă nu pot fi omul de fier, atunci cine să fiu? Țup, Țup, știi să dansezi? Nu cred că știu. Trebuie doar să dai din șolduri așa. Ești grozav, Țup, Țup. Ce număr frumos! Ura! Ura! Îmi pare rău că nu am găsit un circ adevărat. De aceea am făcut noi unul. Mi-a plăcut mult, Rosie. E cel mai bun spectacol din grădină. A fost foarte distractiv, nu-i așa, Țup Țup? Da, a fost ca în cartea lui Holly. Doar că mai bine. Am și eu o carte bună. Serios? E despre lună.
privește. Doar nu vrei să mergi pe lună. Poate. Nu e o idee rea? Am putea face dealul lui Stejar să semene cu luna. Exact la asta mă gândeam și eu. Și ghindele pot fi stelele. Will și Holly ar fi monștri de pe lună. Sper că nu mă iei peste picior, Rosie, nu-i așa? Sigur că nu. Domnule iepure de pe lună? Ba da. Râzi, Rosie. Ba nu. Ba da. Ba nu. Vesela Rosie. Rosie și prietenii ei. Dacă ți-a plăcut, recomandă și prietenilor tăi. Deci haideți cu noi. Cum ascunzi un stejar? Gata, Țup-Țup? Pune vasele în chiuvetă. Nu e greu deloc. Le speli bine, le clătești și le pui la loc. Din nou? Da! Pune vasele în chiuvetă. Nu e greu deloc. Le speli bine. Deschid eu. Și le pui la loc. Bine! Cine e? Pune vasele în chiuvetă. Cine era? Le speli bine. Un tufiș. Un tufiș? Crezi că voia să intre? Nu. Nu cred, Țup-Țup. E rândul meu. Bună. Oh, tu erai. Ce faceți? Țup-Țup credea că ești un tufiș. L-ați văzut cumva pe Will? Ne jucăm de-a fața ascunselea și nu reușim să-l găsim. Will poate sta ascuns o vecie fără să fie găsit. Vă trebuie ajutorul nostru. Da. Și putem căuta și tufișul acela. Cra! Mierlă, ești sigură că știi ce faci? Cra! Sigur, Stejar, puterile mele magice sunt gata! Bună, Mierlă! Bună, Stejar! L-ați văzut pe Will? Am ceva mai important de făcut decât să-l caut pe Will. Vreau să-l fac pe Stejar să dispară. Cra? Drag copac, eu am să fac o vrajă să dispari. Ei? Sunt invizibil? Nu. Nici măcar puțin? Nu, regret. Mă lasă talentul. Probabil Stejar nu poate să dispară. Dar de ce vrei să fii invizibil, Stejar? Veți crede că sunt caragios. Ba nu. Așa-i, Țup-Țup? Ești în multe feluri, Stejar, dar caragios nu ești deloc. Păi, mi-aș dori să pot alerga, să mă joc alături de voi. Vreau să mă joc și eu de-a fața ascunselea. Să fiu eu cel care se ascunde. Cred că toți ar trebui să o poată face. Nici o grijă, Stejar, te ajutăm noi. Serios? Lasă pe noi, Stejar. Și cum vom ascunde un stejar, Rosie? Asta încă nu știu, Țup-Țup. Nu mă vor găsi niciodată, nici cu ajutorul lui Rosie și Țup-Țup. Unde sunt toți? Așa, Țup-Țup, desenează. Și ce facem aici? Un deghizaj. Genial! Dar ce este un deghizaj? Ceva ce porți ca să arăți diferit, ca nimeni să nu te recunoască. Rosie, poate tufișul acela era un fel de mască. Poate că ascundea pe cineva. Țup-Țup, vrei să lași tufișul acela în pace? Gata, Stejar, pune-ți masca. Iată. Ei, cum arăt? Bine. Culoarea se potrivește cu ramurile. E perfect de deghizat. Cra?
ce s-a întâmplat cu fața ta, stejar? Oh, dar cum ai recunoscut? Dar câți alți copaci vezi tu pe deal? Cum să mă ascund când sunt blocat aici, în văzul tuturor? Stejar, dealul ăsta e grozav! Se vede până în zare! Da, Țup-Țup, dar și pe mine mă vezi din zare. Ca să fiu sincer, tare aș vrea să mă mut altundeva. Unde anume? Pe terenul de joacă. Gata, prieteni, să îl tragem pe stejar pe terenul de joacă. Cra! Eu voi ajuta cu vraja de mierlă. De pe deal, jos la vale, copacul acesta îl trag agale. Când știi să te ascunzi, problema e că ești mereu singur. Bună, mierlă! Nu se clintește! Stejar, nu te-am ascuns. Îmi pare rău. Nu face nimic. Cred că locul meu este totuși pe acest deal și nu pe terenul de joacă, acolo unde aș putea să mă joc cu prietenii. Bietul stejar! Rosie, poți prinde cearșaful pe frânghie? Dacă l-am putea ajuta cumva... Rosie! Țup-Țup, nu ne jucăm de fantoma. Ajutor! Scoate-mă de aici! Țup-Țup, mi-ai dat o idee genială! Haide! Unde mergem? Rosie? Mergem să ascundem un stejar. Ăsta sigur mai trebuie spălat încă o dată. Moș Martin, trebuie să ne ajuți. Cum? Da. Ține asta. Acum, unde e mierlă? Mierlă! Cra? Aici sunt! Ia cearșaful. De ce? Pentru că ne ajut să-l ascundem pe stejar. Pe mine? Chiar mă voi ascunde? Haideți, nori! Puteți ajuta și voi! Gâdilă! Am reușit! Ce anume? Unde e stejar? Uite! Rosie, tufișul, privește, vine încoace! Nu ai terminat cu acel... tufiș? Oare cine-o fi? Haideți să ne ascundem! M-am săturat! Da, aici sunt! Am câștigat! Hei! Stejar? A dispărut! Stejar! Unde ești, stejar? Aici sunt, drăguțule! Asta e cea mai bună ascunzătoare de când există ascunzători! Mulțumesc, Rosie! Mulțumesc, Țup-Țup! Mulțumesc tuturor! Să știți că stejar parcă ar fi o casă de joacă! Una mare! Așa e! Și ce faci într-o casă de joacă? Te joci! Stejar, casă de joacă! Rosie? Hă?
Dacă ai fi invizibilă. Da? Păi, ar trebui să strigi mereu: aici sunt și nu sta pe mine, nu? Da, și nu ai putea fi fotografiat. Nu te-ar vedea nimeni. Hei, Țup-Țup, știu cum am putea fi amândoi invizibili. Adică să nu ne vadă absolut nimeni? Da, vrei să vezi? Nu știu. Haide, doar puțin. Bine, doar puțin. Poftim. Noapte bună, Țup-Țup. Foarte ingenios. Noapte bună, Rosie. Un dezastru regal. Rapunzel, Rapunzel, lasă-ți părul jos. Ce-a făcut Moș Martin? Ce-a făcut? Ajung și acolo, Holly. Și Rapunzel își lăsă părul jos din turnul înalt, iar prințul se cățără pe el și... Trăi la fericiți până la adânci bătrâneți! Ura! Turnuri, prinț Chipeș, păr lung. Na, 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 na! O să te înving! Nici vorbă! Am câștigat! Sunt regele dealului! Să știi că n-ai câștigat, Will! A fost remiză! O, da! Regele întregii grădini! În cazul ăsta, eu sunt regina grădinii. Nu prea cred. Putem avea și un rege și o regină. Nu-i așa, Moș Martin? Da, în multe din cărțile lui Holly apar amândoi. Prea bine, dar eu sunt șeful. Nimeni nu trebuie să fie șeful, Will. Fie rege, fie regină, trebuie să lucrăm împreună. Să avem grijă de toți și să-i facem fericiți. Ce mai fac regii și reginele? Reginele se pricep la tarte. De pildă, regina inimilor. Și eu fac prăjituri. Iar regii știu să călărească. Și reginele fac asta. La urma urmei știu să îmi conduc mașinuța. Eu știu ceva valabil și în cazul regilor și al reginelor. Locuiesc în case mari, foarte mari, numite castele. Un castel! O să-mi ridic unul și atunci o să stăpânesc întreaga grădină. Și eu o să-mi ridic propriul castel. Puteți veni în vizită oricând doriți voi. Wow! Prea multă gălăgie! Unii din noi vor să doarmă! Hopa! Scuze, Mierlă! Eu sunt regele, nu trebuie să fac liniște. Se vede că în regatul ăsta gălăgios n-o să apuc să dorm niciodată. Am nevoie de un turn liniștit, ca al lui Rapunzel. Mă duc să-mi caut unul. Ce-i cu graba asta? Am întrerupt ceva? Mă duc undeva să construiesc cel mai bun și mai mare castel pentru prietenii mei. Și eu! Și voi să mă ajutați! Haideți! Nu, o să mă ajute pe mine, nu-i așa? Ce-i de făcut? Habar nu am ce tabără să aleg. Nici o grijă, știu o soluție mult mai bună în privința asta. Bine, prieteni, trebuie doar să alegeți fiecare câte o panglică. Dacă veți alege una roșie, o veți ajuta pe Rosie, una albastră și o să-l ajutați pe Will. Nu trageți cu ochiul. Rosie! Will! Rosie! Rosie! Will! Hei! Nu-i corect! Tu ai 3 ajutoare, iar eu numai 2! Bine! Țup-Țup o să ne ajute pe amândoi! Haideți, prieteni, să găsim locul perfect pentru castelul nostru! Haide, Țup-Țup! Ești al meu pentru început! Bine! Ah,
și liniștit. Oare ăsta-i locul perfect pentru castelul nostru? Să vedem! E plăcut și sărim bine, dar nu e locul ideal pentru un castel. Uitați-vă la mine! Nu, se leagănă prea tare. Prea multă gălăgie, încă nu mi-am găsit liniștea și pacea. Dar aici, Rosie? Nu, nici aici nu e bine. Trebuie să găsim un alt loc pentru castel. Un steag! Orice castel are un steag. Haideți, în labirint! Tum-tum-tum-tum! Faceți loc pentru împărat! Nici aici n-am pace și liniște! Ce părere ai, maiestate Will? Nu, nu-i potrivit pentru un castel demn de un rege. Castorii, constructorii perfecți! Hei, Matt și Ned, vreți să mă ajutați să construiesc cel mai mare castel din regat? Da, la asta ne pricepem cel mai bine! Haideți, să mergem! De data asta încotro! Într-un loc ascuns, protejat... Labirintul! Liniște și pace în sfârșit. Și acum somnul de frumusețe. De ce nu îmi e somn deloc? Ăsta e locul perfect pentru construirea castelului unui rege. Hei, eu l-am găsit prima. Nu-i așa, Țup-Țup? Cred că l-ați găsit în același timp. Caută-ți alt loc pentru castelul tău, regină Rosie. Nu, tu va trebui să-ți cauți un alt loc pentru castelul tău, rege Will. Nu-l puteți construi împreună? Nu! Fiecare am putea construi jumătate. De acord. Jumătatea mai bună va stăpâni asupra tuturor. Or fi ei gălăgioși, dar nu-i la fel fără ei. Mă duc să arunc o privire, să văd ce pun la cale. Pare confortabil. Partea mea de castel e perfectă. Și a mea. Ce se petrece? Ajutor! Nu găsesc ieșirea! Nu! Mierle e blocată acolo. Exact ca Rapunzel. Cine o să o salveze pe sărmana prințesă? Adică Mierlă. Te salvez eu, Mierlă. E inutil. Trebuie să colaborăm. Bine, facem pace. Nu te mișca, Mierlă! Te salvăm noi! Ah!
Ce faci? Sunt regele căsuței noastre și pregătesc un ospăț regal. Vrei să te ajut? Da, te rog. Îmi doresc un ospăț demn de regele Țup-Țup. Și regina lui Rosie. Mulțumesc, Țup-Țup. Un deliciu. Vesela Rosie, vesela Rosie, hazuie-n toi, deci haideți cu noi.